Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 3, să continuăm. În episodul anterior am luat toate almanahurile și, după cum puteți vedea, mapa a rămas mai golicică așa puțin. O să ne ocupăm acum de misiunile de la curierat, să vedem despre ce este vorba. Așa, New York, una din patru. Bine, brodere. Și astea sunt, cred, una, două, trei, patru. Hai să dăm să zacă, nu putem să mergem mai repede până acolo, oare? Ba, uite că putem. Uf, fast travel, bine înțeleșan. Asta va fi și ultimul episod din misiuni secundare, că după aia nu o să mai avem. Și în episodul următor o să mergem la main quest să vedem ce se mai întâmplă. Thank you. Ok, ar fi asta de aici acum, care e un pic cam departe așa, dar nu contează. Dacă l-am dat fast travel-urile, că puteam să venim și până aici, dar ați văzut că e destul de complication. Și na, e prea stresant cu tunelurile alea, că durează extrem de mult. Dacă nu era să filmez, să fac așa pe off-camera, da, putea mai, să mai stau, da. Vreau să mă grăbesc, v-am zis, să mai joc și alte jocuri și... În celelalte jocuri nu o să mai continui, gen cu almanacuri, cu de-astea, o să fac doar misiunile secundare și atât, care conține story. Am vrut să zic așa. Pentru că si, almanahuri, si ei. Hai, chesturi mai merge, chesturi ca chesturi, da. E toate porcările astea, toate trofeele, se pare destul de PlayStation. Și uite, vedeți și voi. N-am făcut nimica, dar sunt urmărit, bro. Sunt urmărit. Și ne-am pun la cap. Nu o dai cu bombardierii ăștia. Niciodată în viața asta. Bă, n-am, m-a controlat el. Ula, ciule de aici, au venit 100, uitați ce nerf poți să-ți faci cu jocul ăsta. Deci acum eu mi-am făcut nerf. N-am timp să mă bag cu toți ăștia. Mă trebuie. Ia ce face? A, și n-au venit mulți. Nici să nu vă gândiți, e foarte, e mișto jocul, n-ai ce face, e mișto, bro. Dacă e mișto, e mișto, bro. N-ai ce face. N-au venit mulți, decât 50, e mult, 50. La puterea locului, unor 50 e nimic. E bun. Ai mișto. Ce mișto, că nu durează un episod foarte lung, adică o misiune care ar trebui să fac, să fie de 5 minute, durează doar 30 minute, adică na. Dar de ce? Pentru că e mișto. Ce să vedeți, că mă controlează. De ce? Pentru că e mișto. Poate ajung și-o la ăla. Fără să fiu văzut, că na. Iar dacă am notările maxim, încă sunt mărit. Pentru că e mișto. Jocul. Mai ce face? E mișto, e mișto, e mișto când face conara asta. Nu, că e mișto, e prea mișto, bro. Imposibil. Thank
Uite, nu, e mișto. E prea mișto. Și asta cred că a fost ultima, nu? Ia, studi. Da, 4 din 4. Și mai era un quest aici și vreau să văd despre ce este vorba. Așa, hai să dăm să zacă. You have my everlasting gratitude, sir. Alez 0 din 3. Disney York items. Cedars. Spirits. Mam. Ai cer multe chestii, bulangiule. Ce iuc. Dar și unii au, asta cred că de la un shop. Mamă, câte chestii, brodere! Dar nu știu exact de unde o să iau eu astea, n-am aduc până la ăsta, vreau să văd și acolo. Să mă pe internet să văd exact unde e shop-ul și unde aș putea să iau toate chestiile astea. Na, e mișto. Dar vreau să termin tot în acest episod ca să luăm și noi main quest-ul după aia. Trebuie să fie numai main quest până la final, că nu mai am răbdare să fac misiuni de astea. Așa că am mai rămas o grămadă de challenger, cred că nefăcute, dar nu știu dacă o să le mai fac. Că sunt unele din asoale rău. A, nu pot să mă urc parc asta, nu? Are mișto. Așa. Ale boss. Și acum dacă ne uităm un pic aici, așa, bombardieros. Liberation mission. Nu aici. Ce mă las să mă duc până acolo sus? Oare? Mă las să mă mai duc sus. Da. Da, mișto, nu știu. Nu mai pot să fac nimic, aici. Mișto, bro, super. Da, nu știu de unde se iau porcările alea, cred că de aici. Ia să vedem dacă de aici sau nu. Deci era în est. Vedem, să vedem. Is there a reason you're acting the blind cuddy? No, asta cred că îmi vine armuri și de astea. What can I do for you? Da, arme. Ia, poate aici. Sau bombe.
Lustri, mama, asta e bună, rău. Asta e bună. Asta o am echipată. Înțeles. Mișto, brudri! Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. O să mă uit pe să văd dacă o să iau itemile alea, dacă nu o să ne ocupăm din main quiz și cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share. Eu am fost Nitica, toate cele bune, respect, pa, pa!